Un fost asistat al centrului de îngrijire Susene a lăsat un apartament, bani, dar și mai multe bijuterii de aur, drept moștenire Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Am primit o moștenire care constă într-un apartament cu două camere pe strada 22 decembrie din Târgu Jiu, în jur de 60.000 de lei și la fel undeva o cantitate de tot în jur de 50 de grame de aur. Conducerea instituției dorește să valorifice bunurile, iar cu banii obținuți se va achiziționa un alt imobil în care va funcționa o casă de tip familial pentru adulți. Reprezentanții direcției au mărturisit că aceasta a fost de altfel dorința defunctului. Conducerea direcției a hotărât să valorifice atât apartamentul cât și aurul și împreună cu banii să achiziționeze o locuință în vederea înființării unei case de tip familial pentru adulți. De fapt, asta a fost dorința defunctului. Direcția Generală pentru Asistență Socială va organiza licitații pentru a vinde bunurile respective.